Bună, eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un tag. La acest tag m-a invitat Beauty or Bread. Este un tag This or That. Și eu, la rândul meu, dau tag surioarei mele, iubitei mele, prietena mea, Alexandra, de pe canalul Alex Hayat. Acest tag este și pentru rusul Cristin, crețulia blondă. O pup și abia aștept să văd videoul tău. Și acest tag este și pentru Andreea Cristea, chiar dacă ea face video în engleză, eu sunt curioasă oricum să o aud și în engleză când, cum ne răspunde la întrebări. Prima întrebare. Blush sau bronzer? Amândouă. Adică eu folosesc preferatele mele, asta de la Rouge. E super. Și blush-ul de la Essence. Îmi place la nebunie culoarea asta. Deci și una și alta. Pentru că eu le folosesc mereu pentru contouring și să-mi dau îmbujurez așa obrujurii. A doua întrebare. Luci de buze sau ruj? Ruj. Preferatul meu este Tiva de la MAC. Îmi place la nebunie. Următoarea întrebare. Eyeliner sau rimel? Eyeliner și rimel, amândouă. Adică nu pot să stau fără ori una, ori alta, cu amândouă. Altă întrebare, fund de ten sau corector? Corector eu nu prea le folosesc așa, deci sigur fund de ten. Următoarea întrebare. Farduri în culori neutre sau neutre sau colorate? Să vă arăt paletuțele mele, o am pe asta de la Lorac Pro. Culorile astea sunt cam neutre așa, dar sunt culori așa de iarnă. Pe urmă am pe asta de la Nude Taj Balm. Chestiile astea cu engleza mă omoară pe mine. Și astea sunt așa. Am la Naked Urban Decay, așa, dar am și o grămadă din alea colorate, colorate rău și îmi plac la nebunie. Și, deci, vara colorate, iarna mai nude, așa. Farturi presate sau în pulbere? Eu pe alea în pulbere nu le-am folosit niciodată, apar n-am cum. Abar n-am cum merge treaba cu ele. Următoarea întrebare. Pensule sau bureței? Absolut mânuțele. No. Bureței. Prefer bureței cu pensule mai impregnativ, așa mai greu pentru mine. Opi sau China Glaze? Nu cunosc niciuna, nici China Glaze. Nici nu știu ce este, abar n-am. Trebuia să mă informez înainte să fac acest video. Nu știu, scuzați-mă, dar nu știu ce sunt. Lungi sau scurte? Lungi toată viața. Acum le-am scurte, mi le-am făcut un pic așa. Știți că eu cu practica mea nu pot să le țin lungi și nici colorate și vai de viața mea. Haideți mai departe. Acrilice sau naturale? Acrilice. În culori deschise sau închise? În culori deschise. Eu iubesc roșu, culorile, alegria, 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 alegria. Haideți mai departe. Cu sau fără model? Fără model, că nu prea le am eu cu modelurile. Parfum sau spray de corp? Parfum. Ador parfumul. Parfumul meu preferat este J'adore. Sper că de Crăciun pot să mi-l cumpăr. Haideți mai departe. Loțiune sau unt de corp? Nici una, nici alta. Poate loțiune. Când am chef așa câteodată, sunt cam puturasă, eu nu le-am pastea cu cremele de corp. Gel de duș sau săpun? Gel de duș, săpun nu mai folosesc de când eram în România. Nu, pentru mine nu e igienic săpunul. Pentru că bacteriile, lăsați,
Să lăsăm deoparte chestia asta. Deci, gel de duș. Blugi sau colanți? Blugi, absolut. Sunt grasă, eu n-am pot să mă duc cu colanți pe drum. Mânecă lungă sau scurtă? Depinde. N-am vreo importanță. Dungi sau carouri? Dungi, absolut. Ador dungile. Îmi plac la nebunie. Șlap sau sandale? Sandale. Eșarfe sau pălării? Pălării. Cercei cu capse sau lungi? Astăzi se avem lungi, deci lungi. Ondulat sau drept? Prefer. Îmi place mai mult părul drept. Coc sau coadă de cal? Dar ce am înseamnă asta? Coadă de cal. Agrafe de păr sau clestișori? Depinde de frează, nu? Dacă... Nu, no, clestișori mai puțin, mai... Nu, no, și clestișorii îi folosesc eu. Bun. Fixativ sau gel de păr? Fixativ. La băiatul meu îi dau cu gel. Lung sau scurt? Toată viața lung. Eu încerc să fac totul posibil să îmi crească cât mai lung posibil. Deschis sau închis la culoare? Sunt blânduță, deci deschis. Breton pe o parte sau pe toată fruntea? Astăzi le-am pe toată fruntea și îmi place mult. Prins sau desfăcut? Absolut prins. Prins vara, desfăcut iarna. Vremea însărită sau ploioasă? Ploioasă. Îmi place să fiu mai malinconic așa. Vara sau iarna? Primăvara. Este toamna sau primăvara? Primăvara. Ciocolată sau vanilie? Vanilie. Și astea au fost întrebările. Sper că am putut să vă răspund un pic așa la chestiile astea, la aceste întrebări. Nu uitați să vizitați canalul lui Alexa Hayat, Rusu Cristin și Andreea Cristea și ne vedem la următorul video. Mua! Ciao!